Bună seara! Sunt Dragoș Boța și ca de obicei vă spun bine ați venit la o nouă ediție Press Alert Live de aici din studioul HDV. Nu o să discutăm în această seară nici despre fetele de 500 de euro care bântuie noaptea prin hotelurile de lux ale Timișoarei, nici despre foștii primari pe care a dat Dumnezeu să-i caute procurorii la afaceri ilegale, căci nu e așa cum să devii milionar în câțiva ani dacă nu furi statul pe care susții că l-aperi. Am ales ca în această seară să discutăm despre lucrurile din societate cu doi invitații aparte, cu doi oameni care nu au nici măcar unul dintre ei televizor acasă, dar să știți că este foarte bine conectat la tot ce se întâmplă și are niște opinii extrem, extrem de interesante. Invitatul meu din această seară este născut în Chișinău, Criș, crescut în Arad și maturizat în Timișoara, după chiar cum spunea el, este omul care la spectacole nu se stiește să întrerup recitalul și să le spună spectatorilor bancul, considerând că oamenii trebuie să fie, nu-i așa, relaxați și bine dispuși, măcar atunci când se duc într-o sală de spectacol. Teo Milea, pianistul Teo Milea, este unul dintre invitații mei din această seară. Bună seara, bine ai venit, bună Teo! Bună seara, Dragoș, mulțumesc pentru invitație! Cel de-al doilea invitat este colegul meu, Zoli Varga, specialistul Press Alert în muzică, formații, cântăreți, viață de noapte și fete de prin cluburi, căci nu-i așa, Zoli... Prin... Dar nu din alea de 500 de euro. Nu, deci nu, nu de 500 de euro, nu. În cluburi chiar așa de scumpe. Și chiar și în pianiști. Chiar și în pianiști. Teo, apropo, cât, dacă poți să ne spui, cât e onorariul tău pentru un recital de, nu știu, 20 de minute? Onorariul meu, fie că e 20 de minute, fie că o oră jumate, tot același onorariu o să fie, pentru că încă nu s-a inventat teleportarea și în 20 de minute scând ție, 40 de minute merg și recuperez suma de la Zoli. E 1200 de euro. Deci, două fete și jumate, cam atât. Da, da, la 1200 cred că poți să iei 3 deja. Da? Da, deci da, e da, cu discounturi. Cum? Clar. Suntem în România și negoțul îl avem în sânge. Da. Tu, spune-mi, recunosc că înainte să vin la emisiune m-am documentat și articolele scrise de colegul meu pe a cărui prestație mă bazez în această seară, cel puțin pe partea muzicală a lui Zoli, am descoperit niște lucruri foarte interesante despre tine. Unul dintre ele a fost faptul că spui despre tine ca artist că nu te sfiești să spui bancuri. Asta mi s-a părut foarte tare. Eu recunosc, n-am fost la niciun concert, dar faptul că spui acest lucru și îl și faci, ți-a creat, nu-i așa, o nișă pe care spui tu în România, ai inventat-o, ea ta și ți-a adus și o recunoaștere a publicului. De ce ai ales această cale, hai să spunem, neconvențională? Nu cred că ar fi bine să spun că eu am inventat nișa. Spun oameni, eu și Zoli, care poate să confirme, spune că e o nișă nouă care n-a mai fost întâlnită în piața muzicală românească. Vin dintr-o zonă muzicală de factură clasică și după 24 de ani unde înveți că totul e la locul lui și totul e într-o dogmă și ca la o biserică, funcționează zona muzicii clasice, la un moment dat vrei să schimbi macazul. Și atunci te uiți în viața cotidiană, oare omul ce are nevoie, de ce s-ar bucura, ar vrea să vadă din nou un recital de pian clasic în care vine pianistul îmbrăcat în frac și cu pantofi lustruiți și foarte sobru, foarte intangibil. Cred că lumea tânără a zilelor noastre vrea să vadă altceva și în momentul în care deschid subiectul cu ei verbal, nu doar muzical și pianistic, lumea rămâne oarecum șocată, pozitiv, pentru că, wow, ăsta și vorbește, știi? Adică nu-i mut. Și în momentul în care discuți cu ei și le povestești, intră mult mai ușor în lumea ta, în povestea ta, pentru că tot ceea ce scriu e nou și pentru mine, e nou și pentru ei și faptul că le prezint de unde m-am inspirat pentru piesa Agonie și extaz, de exemplu, sau Irreversibil, sau Nostalgia, sau piesele noi care urmează să apară pe disc anul viitor, îi introduc puțin în poveste, pentru că și muzica mea este destul de vizuală și atunci omul, să zicem, intră într-un film, intră într-o
poveste în care poate să-și închipuie imaginile personale. Zori, dincolo de povestea pe care o pregătește Teo pentru fiecare spectacol, spune-mi, care e din punctul tău de vedere cheia succesului? Cum a reușit el să se impună pe această piață muzicală care nu duce lipsă de fete, fetițe, mult mixer, lumini și știi tu mai bine toate acele euri? Îți mulțumesc că n-ai zis de viniluri. Da, de viniluri nu. Eu cred că succesul lui Teo constă în perseverență, în primul rând. Pentru că, spre deosebire de mulți alții, Teo a venit cu un produs cap-coadă, hai să numim un trademark. Unii vin doar și cântă. Atât. Vin, cântă și iau banii, la revedere. Teo a venit cu un disc bine împachetat, frumos, știe să se vândă. Poate nu-i cuvântul cel mai bun, nu, dar ca marketing știe. E cel mai sincer. Eu așa văd, nu știu. Deci să înțelegem, acum dacă am fi răutăcioși, am putea spune că Teo Milea este nu neapărat un muzician extraordinar, ci un produs de marketing. Nu. Eu cred că orice muzician din ziua de azi, ca să se vândă, trebuie să fie... Să aibă în spate o echipă de marketing. Și el cred că are o echipă de marketing în spate. Teo, te schimba puțin la față când spuneam noi cu... Eu le știu, sunt conștient de ele. Nu, adică știi, aici așa ne discutăm foarte... Adică l-am întrebat pe președinte dacă minte, așa că poți să spun unui artist să-l întreb dacă e marketing sau e marketing. Valoare. În ziua de astăzi, când avem la dispoziție internetul, e foarte ușor să poți să cataloghezi rapid de tot valoarea unui artist. Valoarea unui artist o dă, în primul și în primul rând, gazetarii de profil. Aici mă îndrept către Zoli și mulțumesc pentru că știu că mă susține foarte la obiect. Dar sunt convins că dacă te prinde în offside, sunt sigur clapele și tale albe și negre se murdăresc. Se murdăresc. Clar. Ai YouTube-ul, ai o groază de recenzii care poți să le citești și ai mai mult decât atât, ai publicul care îți confirmă cine ești, cât valorezi pe piață în momentul de față și da, ca să poți ajungi la toate chestiile astea, ai nevoie de un marketing. În fond și la urma urmei, cum nouă ne plac mașinile de lux, ele de fapt sunt un produs, nu? Și de ce cumperi produsul ăla? Pentru că are o promovare, pentru că are o calitate foarte bună, care chestiile astea, e un marketing în jurul respectiv. Și apropo, Dragoș, aș vrea să revin la întrebare, da. Că mă rog, la răspuns, nu la întrebare. De ce a reușit Teo? Poate... Un moment important al lui Teo a fost când a decis să iasă din Timișoara. Și aici cred că ar fi un moment. Eu pe Teo știu de pe vremea când cânta în diverse baruri, când era nu muzician, ci muzicant, cum îmi place mie să zic. Și se străduia ca mulți alții din Timișoara să, mă rog, să facă bani, să supraviețuiască. Și la un moment dat Teo a zis, gata, m-am oprit, vreau să o iau pe cont propriu. Mulți au zis că nu o să reușească, dar aici cred că și el ar putea spune. Pentru că în breasla asta sunt mulți oameni răutăcioși, ca în orice breasla, și mulți au zis că, ce, tu, să scoți album? Da, hai, zi-ne tu. Sau nu vrei să zici nimic rău de colegi? Nu o să pot să spun absolut nimic rău despre colegi, pentru că, în primul și în primul rând, toți cei care n-au crezut în mine că voi reuși să fac lucrul acesta, au fost încă o treaptă pe care am zis, clar, o să pot să o urc într-o anumită zi. Faptul că îmi spui că nu o să pot, mă determină ca să nu folosesc alt limbaj să-ți demonstrez că o să pot. Bine, mai cunosc eu pe cineva. Se făceau pariuri că Press Alert după 6 luni se închide, uite, suntem la emisiune TV și lucrurile merg mai departe. Teo, cum a fost când ai cântat la comandamentul NATO de la Bruxelles, la opera din Dortmund, la... cea mai mare expoziție de produse ecologice de la Nürnberg și la Timișoara. Care e diferența? Cum te-ai simțit când ai cântat la NATO? A fost cu multă militarie? Sau? La NATO chiar a fost militarie grozavă. Adică am avut ocazia să ajung pe aeroporturi importante din lumea aceasta și știi că peste tot te verifică, te analizează, îți face și raze și absolut tot. Tot ce se întâmplă la comandamentul NATO când intri acolo, restul doar parfumuri. În momentul în care s-a adus pianul, te verifică peste tot, deci nu scapi. Adică
Sau la pianul cu detectorul de metale? Pianul, detector de metale. Au fost câini care sunt specializați în bombe, în tot felul de chestii de genul ăsta. Cum vedem în filmele americane, că vin la vamă și pun oglinzile alea pe sub mașină, așa s-au mișcat și băieții pe acolo. Erau toți generalii de la comandamentul NATO, oarecum în fața mea. Și din când în când mai treceau câte doi blonzi din ăștia așa înalți ca Bradu, cu căști în urechi și tunș scurt, cu muniție pe ei. Și chiar mă gândeam la un moment dat, în timpul recitalului, zic, mamă, să nu dau cumva vreo notă pe lângă, că mă împușcă așa. Dar nu te-a împușcat nimeni? Nu, am scăpat foarte bine și am fost plăcut, apreciat de către toți generalii din toată unitatea. Ți-a dat vreun grad, vreo... După emisiune. Nu, dar nici nu mi-au luat. Am înțeles. Am scăpat cu toate degetele, sunt prezent la emisiune cu toate cele 10. Spune-i despre publicul tău, că este unul pestrit. Și te-aș întreba de ce muzica ta atrage un public așa de diferit de la, spune-i tu, de la 20 la 60 de ani și dacă ai putea să compari, nu știu, publicul din România cu publicul de afară, pentru că tu, deși ai început proiectele acestea personale din 2012, ai reușit, așa cum spuneam mai înainte, să ajungi mult în afară. Care ar fi diferența de percepția publicului, de cum simți tu publicul vis-a-vis de artist? De multe ori întâlnim publicul e de vină, publicul nu-i bun, publicul nu face ce trebuie, dar... În momentul în care ai un produs bun, publicul îți vine. În piața românească aș putea spune că publicul se formează acum. Noi, în momentul de față, și cred că Zoli poate să-mi confirme și ceea ce spun, se formează o piață în momentul de față. Povestind de ceea ce este peste graniță, deja acolo piața este formată. Cred că se simte foarte mult statutul social al românului din ziua de astăzi. Și asta se vede și în participarea lui la un eveniment, la un concert. Trebuie să recunoaștem că sunt oameni care poate au niște pensii sau niște salarii foarte mici și efectiv pentru ei 30 de lei să dai pe un bilet poate e mult. Eu chiar fac gestul ăsta la concertele mele, dacă știu pe cineva că vrea cu adevărat să vină și nu-și permite, ofer 2, 3, 5 bilete care le plătesc. Deci mă duc la caserie și cumpăr biletele din banii mei, nu mă duc și zic că vreau să-mi treceți 5 locuri la invitație. Da, în România aproape că nu mai există concerte pe bani. În mare parte, de obicei, totul e pe moca. Da, toată lumea, de ce e modă, nu știu, sponsor, de ce vrei tu, dă primăria bani, nu mai vine, omul nu mai plătește pentru... actul artistic, pentru simpla chestiune, pentru a se simți bine, adică cumva aș face o paralelă exact cum presa a intrat în online și e gratuită, toată lumea are impresia că artul artistic, da, ca și presa, nu ești... ți se cuvine, e gratis, de fapt și informația și munca artistului înseamnă bani, înseamnă informație sub o formă sau alta, dar există această tendință. Cât de greu e să te bați cu oameni care zic, nu e nicio problemă, mergem, facem spectacole la modul ăsta, de la primărie fără număr sau de la sponsorul X? Eu am încercat să nu intru în zona primăriilor și să fiu un hai să spun așa, aghiotant al cuiva. Mi-mi place să fiu pe cont propriu și să pot să bucur toată lumea cu ceea ce fac, nu să depind de cineva, de, hai să spunem, de salariu oferit de cineva, de un, nu știu ce, mogul. Da, apropo de concertele acestea gratuite versus concerte pe bilet. Pe bilet, da. Cum e piața? Cum se mișcă lucrurile? Adică, dacă ai valoare, chiar vinzi bilete? Sau e totuși un proces încă forțat, trebuie să tragi mult, mult, mult ca să ajungi să umpli sala pe bilet? Lucrurile sunt, încă nu sunt așezate, exact cum zicea Teoma înainte, la noi încă e o piață în formare. Există oameni care reușesc să, uite, Ștefan Bănică Junior, reușește să vândă biletele. La sfârșit de an
Bun, e un caz aparte. Ca să ajungi la valoarea lui, mă rog, trebuie să ai niște ani în spate. Eu cred că chestia asta cu biletele pornești, e la fel peste tot, numai că și afară se fac concerte gratuite. Deci chiar și în Ungaria și în Germania se Sigur. Fac concerte gratuite, dar... De-aia, la noi sunt în la 90%, da. Ca să nu zic 95%. Bine, acum l-aș întreba și eu pe Teo și Teo a zis că de obicei... o întrebare din asta rea, că trebuie să pun și o întrebare rea. Te rog. Chiar, o singură dată ai cântat și tu pe gratis. În viața mea? Nu, acum de când, mă rog, la festival asta vară la JazzTM. Nu. A fost pe gratis. A fost pe gratis pentru public. Pentru public? Da, da, da. Normal, da. Adică nu... Da. Bun, sunt evenimente unde ești invitat, ești plătit și le performezi. Nu o să fiu atât de nebun să zic nu, eu vreau să mi se plătească bilete. Am sunt, reușit... artiști, sunt artiști afară sunt care artiști, nu vor da, să cânte vor... pe gratis. Bun, trebuie să luăm în calcul și varianta că ei sunt ceva mai în vârstă, ca să nu zic prezenți în piața muzicală. Eu, uite, că tot a deschis subiectul Zoli, nu l-am nici măcar pe punctaj, dar mi se pare interesant. Apropo de JazzTM, a fost o întreagă dezbatere publică despre faptul că primăria a inventat acest proiect și la un moment dat a fost suprapus și a apărut doar ca reacție a unui domn, nu contează care, nu contează că e primarul Timișoarei, a unui domn care s-a supărat pe domnul Giura. Care domnul Giura și-a permis de niște foarte mulți ani să crească un festival, să-l aducă la un standard mai mult decât de laudă. Și vine acest proiect nou. Spune-mi, cum ți se pare ție această chestiune? Ajută zona muzicală sau mai mult strică din ceea ce s-a construit în toată perioada asta? Pe vreme de război e bine la un moment dat să faci un armistițiu, cât să poți să reorganizezi trupele. Și susțin atât festivalul Play din Timișoara, cât de altfel susțin festivalul JazzTM. Gura păcătosului adevăr grăiește pentru că nu e așa, Zoli este același promotor. Am cântat și la Play, am cântat și la JazzTM, am cântat și la Grâna. Le susțin ca să pot să le adun acum, le susțin pe toate trei. Consider că piața muzicală timișoreană, strict timișoreană, are de câștigat cu acest festival, dar să ne uităm în timp și ani în urmă la festivaluri care astăzi sunt de calibru internațional, n-au reușit să se maturizeze din primul, din al doilea, din al treilea, din al cincilea an. Bun, dacă ai bani, nu e o problemă. Problema cu JazzTM, am zis 11 minute ori deja, m-am și plictisit, dar mai zic încă o dată. O spui o prima oară la presa live, deci e ca și nouă. Problema este că acest festival nu este pe bani. Adică publicul nu plătește bani. Aici e cea mai mare problemă. Adică e normal să existe 200 de festivaluri. Orice festival nou e binevenit, dar lumea trebuie să învețe că trebuie să dea bani ca să vadă un act artistic. Exact cum ai zis tu, adică nu te duci pe gratis și bun, te duci pe gratis la rugă. Nu? Care e același, mă rog, același sponsor, să zicem, da? Te duci pe gratis la rugă. Dar la jazz, totuși, nu ar trebui să te duci pe gratis. Până la urmă, eu cred că nu ar trebui... E normal ca să existe chestiuni ale administrației locale, dar la un moment dat mi se pare că în loc să se susțină, de exemplu, uite, cu foarte mulți bani, decât să susții astfel de festivaluri, da? Și spuneai tu la un moment dat și ai venit cu o propunere, măcar o parte din bani să fie folosiți pentru centre în care copiii să poată să vină Să învețe. Exact. Deci eu cred că mie mi se pare din un gest de mult mai multă maturitate, dacă vrei, pentru administrație, gândindu-se la viitor. În România... Un fel de reinvestiție. Exact. Să investești bani în copii, să-i aduci... În cultură, practic, în cultură, viitor. Și să, peste câțiva ani, să ai generații de muzicieni care poate să-ți crească produse de calitate. Să ai... Adică, mi se pare mult mai ok să alogi bani în această zonă, dar uite, de exemplu, în Timișoara, că sunteți conectați mai bine decât mine, există centre unde, dacă ai un copil, nu știu, care îi place să... Crezi tu că
poate să-ți drângăne la o chitară sau la un pian, ai unde să o să învețe ceva. Nu vorbim de profesorii de pian, cei care... Știi, da, să excludem acum liceul de muzică și părțile astea. Deja au apărut chestii particulare. Da, au apărut școli particulare. Da. Vă întreb, dacă tot dăm bani, de exemplu, pentru echipe de fotbal care se împiedică băieții ăia în minge și au bani mulți, dar acolo există o parte din bani se duc spre zona de junior, copii și junior și se investește cât de cât. De ce în zona aceasta nu se bagă niciun ban să spună, uite, dă mai puțin bani pentru nu știu sau care festival? Nu se face nici măcar o sală de repetiție pentru trupe, pentru... Deci s-ar putea face 1000 de lucruri de genul ăsta. Eu cred că ar trebui să existe un centru cultural al orașului, hai să spunem Casa de Cultură, care să fie de care fapt... Există pe hârtie Casa de Cultură. Să existe real. Să existe real Casa de Cultură, unde să scoată miezul orașului și vlăstarele noi. Deci aici aș merge pe varianta de a concretiza zona respectivă. Dincolo de toate... Mă, ies cu provocările în seara asta. Dincolo de toate, artistul, la un moment dat, dincolo de scenă, trebuie să fie, dacă vrei, și un port drapel pentru anumite mesaje, de exemplu. Aș vrea să văd și eu, de exemplu, când Timișoara, artiștii cunoscuți, chitariști, nechitariști, nu contează, Zoli, știi de ce am zis cu chitariștii, că te întreb imediat, apropo de calitățile vocale. Și o să te întreb, gândiți-vă dacă ați ascultat melodia domnului primar și note, să n-avem cum să... Dacă... Nu știu despre ce e vorba. Nu știi că a compus... N-are televizor. N-am televizor. Asta cu televizorul discutăm mai încolo. Facebook-ul țin pentru promovare. Am înțeles. La pian n-am internet. Domnilor și domnilor, trebuie pian cu internet pentru Teo Milea ca să știe ce cântă primarul Robu. Domnule Robu, ce să vedeți, uitați-vă, oricât v-ați strădui, există un artist care nu vă poate urmări pentru simplul fapt că nu are internet la pian. Poate rezolvați cumva, dați o lege, ceva, o hotărâre de consiliu. Și poate vă gândiți și la chestiunea cu centrele de repetiții, de talente, că tot vorbim de meritocrație. Zic că ar fi o provocare interesantă. Și atunci, Teo, cum vezi tu viitorul pentru muzică în condițiile în care, dacă nu ai ca și tine inițiativă și nu te încăpățânezi să mergi înainte, nu prea ai șanse să... Înainte de toate, consider că cei care... sunt cu state mai vechi, ca să citesc din Zoli Varga, mai vechi decât ale mele, ar fi bine ca, începând cu ei, să se implice în zona culturală a orașului. Un copil, în momentul în care are, hai să-i spunem, deși nu-mi place să folosesc termenul ăsta, e fan de ceva, ar vrea să-l vadă, ar vrea să poată să povestească. Pentru că și noi, artiștii, oamenii de pe scenă, cum spun niște prieteni mei, ești un formator de opinie. Da, noi suntem oameni. Noi suntem oameni și trăim și ne comportăm la fel ca oricare om de pe stradă și eu plătesc gaz, curent, adică îmi vin facturile acasă și de la Vodafone și când mă duc să alimentez la Rompetrol, nu iese băiatul de acolo și a, domnul Mila, mergeți liniștit, mai veniți și săptămâna viitoare. Nu, băiatul, banul. Noi ar trebui să, și zic de noi, ar trebui să ne implicăm, să vedem ce înseamnă zona muzicală, pentru că pe asta am cât de cât un habar. Hai să căutăm indivizii care ar putea să fie... peste 5 ani, peste 10 ani și să investim. Eu să-mi iau din timpul meu și aș face lucrul acesta, să merg și să... Dacă ți s-ar crea cadrul. Am nevoie de un cadru, am nevoie de o strategie. Corect. Nu mă pot arunca... Strategie culturală. Nu mă pot arunca în ceva aleatoriu, să zic, da, bun, dacă mâine o să fie bine, nu-i ca și atunci când suni la masaj, să rămână, sunteți liber acum, da, păi dacă ajungeți jumătate de oră, puteți să veniți. Nu, totul trebuie făcut sub forma unei programări, ca să știm, să putem să facem previziunea și să dăm un target. Bun, în 6 luni, nu pot să-ți dau niciun pronostic. Corect. Pentru prima lună sau a doua lună. Lasă-mă să văd ce pot să fac cu el în 6 luni. În 6 luni, dacă îți spun, lucrurile au evoluat, în opinia mea, de cunoscător,
lasă-mă după aia să-l duc în etapa a doua, următoarele 6 luni și poți să vezi un produs la fel ca un business, cum de altfel este pentru tine Press Alert-ul. L-ai făcut astăzi, nu poți să tragi concluzii mâine, poimine, poate tragi concluzii peste 5 ani, peste 10 ani. Peste următorii 5 ani. Înțelegi? Că primii 5 au trecut și am tras primele concluzii, da. Mulți înainte, să-ți fie mulțumesc. Concluziile bune. Nu poți să forțezi, nu e un boom. Evident. Nu tragi lozul de la loto. Dar politicianul român e învățat cu tunul. Și apropo de chestiunea asta, că ai folosit un cuvânt magic și eu și Zoli am reacționat în același timp, strategie. Se tot vorbește de Timișoara, capitală culturală europeană, a apărut și o strategie, unii zic că e extraordinară, că creează un cadru, mă rog, e o întreagă discuție. La nivel teoretic, deocamdată avem ceva pe hârtie care trebuie aplicat. Care crezi tu că ar fi lucruri sau lucrurile pe care Timișoara ar trebui să le facă în următoarea perioadă ca să ajungă capitală culturală? Tu declarându-te un fan al acestei idei și un luptător pentru... Da, eu sunt un militant convins și sunt activ pentru Timișoara capitală culturală. Un lucru pe care îl văd zilnic, ieșind în centru, faptul că se reface orașul. Eu o văd ca un lucru pozitiv. Nu stau să mă plâng cum mi se întâmplă să aud la câte o coadă sau la o cafenea, că tot centrul e spart. Nu, eu vreau să-l văd poate peste un an sau poate peste 2 ani, cum o să arate. Și aici fug și știu Sibiu dinainte de 2007 și îl știu și după 2007 și îmi place. Adică am putea să fim ca un Sibiu. Dar ca să poți să faci o strategie să funcționeze. Da, dar una e asfaltul, alta e cultura. Bun. Tot respectul. Pornim de la asfalt, pentru că omul, ca să vină să-ți asculte ce ai de spus cultural vorbind, vrea să vină pe asfalt, n-ar vrea să vină prin noroi. Și hai să pregătim, dacă tot facem revigorarea orașului, hai să pregătim și produsul cultural ca atunci când e gata, am vrut să zic să taie panglica orașului, să avem ce să punem pe masă viabil, care să conteze și să nu conteze doar în Timișoara, sau doar în spațiul Carpato-Danubiano-Pontic. Hai să ieșim la rampă cu ceva care ne-a adus o recunoaștere internațională. Crezi că Timișoara are această capacitate de a genera... Timișoara are valori bune și mari, care unii sunt ținuți sub... Dăm 2 nume, dacă nu 3. Și mă duc acum să-ți dau un nume din zona veche, pe care eu îl știu din copilăria mea, și e Ilie Stepan, care îmi place, e un om cu viziune, e un om care a lăsat ceva în urma lui. Perfect, de acord. Zoli? L-avem pe maestru Georgescu, un titan al muzicii contemporane. Lucrările dumnealui se cântă din Japonia, trec prin toată Europa, zămislesc în China și sunt bisuri cu ele la Rio de Janeiro. Câți timișoreni crezi că au auzit de acest domn? Pentru că nimeni, adică sunt promovați din păcate tot felul de nimeni pe stradă, dar de un astfel de om, dacă ieșim pe stradă, nu găsim 2 oameni în 1000 care... Aici e o problemă, știi, de a scoate valorile și de a le aduce cumva în fața publicului, pentru că degeaba e ca și cum ai un smarald și ții undeva în diamantan, mulțumesc, nu știe nimeni de el, nu există, cumva. Mă duc în partea biblică și spun ceea ce știi, că nimeni nu-i profet la el în țară. Și asta e drept. Adică să-l descopere alții și nu e aici? Se întâmplă des și trebuie să recunosc că noi, ca națiune, suntem o națiune care încă învățăm. Abia acum începem să facem primii pași, cultural vorbind, economic, ca dezvoltare, ca și mentalitate, ca și concept. Ne vom dezvolta, noi o să ne tot dezvoltăm. Știi că e și vorba aia, dacă la un moment dat circula pe internet o chestie, că vine sfârșitul lumii, haideți în România că noi suntem cu 50 de ani în urmă. Noi nu ne-am bucurat de valorile care le-am avut mari, de calibru internațional greu. Și aici o să-ți dau câteva nume. O să-ți dau și eu un nume la sfârșit după tine. Îți spun Enescu, îți spun Brâncuș și îți spun Celibidache. Și dacă mergi la Paris și spui numele astea 3, se închină. Și îți spun eu un nume al timișorean care nu este membru al Uniunii Artiștilor Plastici și e campion mondial la caricatură, Ștefan Popa Popas.
e viu, e da. Acum, se întâmplă, știi, e pe sistemul acela. Uitați-vă cum era la Dan Diaconescu, uitați-vă acum, incredibil, acum se întâmplă în România. Senzațional, acum da. Se întâmplă în România. Râdem, glumim, dar e tragică situația. Adică... Apropo de chestia cu Eviu, că m-ai întrebat la un moment dat cum a fost și la opera din Dortmund, scurt, am fost invitat de către prim balerina de acolo să performez alături de ea pe scenă și multă lume m-a întrebat cum ai ajuns să cânți acolo. Bun, zic, m-a invitat prim balerina, chiar pe 29-30 luna asta o să fiu din nou cu ea. În Dortmund și s-a dus la directorul operei respective și i-a dus discul și a zis, uite, piesa numărul 4 de pe discul ăsta, mie îmi place extraordinar de mult, vreau să coreografiez și să dansez pe ea în gală. Și a fost două întrebări. Compozitorul trăiește? Da. Putem să-l aducem? Da. Atât. Să vină. De chestia că trăiește. Avantajul de a scrie atunci când ești în viață. Da. Și da. Chestia asta cu profetul, ce ai zis-o, cred că iară vin la chestia cu succesul. Cred că și Teomile a aplicat ideea asta. A ieșit din Timișoara. A plecat din Timișoara da. Și acum când vine înapoi în Timișoara are succes. Eu am cântat în Timișoara în 26 iulie 2012 și următorul concert în Timișoara mi se pare că a fost în 5 sau 6 septembrie 2013, deci aproape după un an și jumătate. Deci a mers și la tine strategia asta. Da. Rar și bun? Sau? Mai bine rar și bun. Sau dacă le faci oarecum, hai să spunem, mai dese. Spre exemplu, anul ăsta am avut 4 concerte în Timișoara, dar toate au fost total diferite. Niciunul a fost identic cu celălalt. Tu cred că le știi în mare parte cam pe toate. 95%. Filarmonica, într-un cadru spre clasic, dar totuși diferit față de un recital de clasic. A fost concertul de la Bastion cu un visual artist extraordinar de bun, genială fuziunea cu el. A fost concertul de la Grădina de Vară, un alt proiect al meu cu Amalia Gaiță și a fost festivalul de la Jazz TM, care a fost cu adevărat altceva și prin prisma ploii. A fost cel mai muzical recital din Timișoara. Mă gândeam acum la două lucruri. Și trei. Nu, două. Că la trei deja e aglomerație. Mă gândeam așa. Cum ar fi dacă Teomilia mâine ar veni președintele Consiliului Județean sau primarul Timișoarei și ar zice, vă cunosc, vă respect, știți, din timpul dumneavoastră am dorit ca la instituția noastră să faceți strategia culturală, să conduceți departamentul, ne facem un departament de cultură, să fiți dumneavoastră, știți, sunteți tânăr, aveți inițiativă. Care ar fi primele lucruri pe care le-ai face dacă ai avea puterea sau măcar să-ți dea, știi, povestea cu peștișorul? Să ți se îndeplinească niște dorințe, să spui, trebuie să fac asta și lucrurile să se întâmple pentru Timișoara, capitală culturală. În primul și în primul rând aș vrea să văd toate proiectele viabile care există în Timișoara. Pentru că noi dacă vrem să ne batem cu celelalte orașe, să intrăm în competiția pentru capitală culturală europeană, noi trebuie să ne batem cu ceea ce avem produs autohton de succes. Nu pot să-l chem, ca spuneai mai devreme, de Ștefan Bănică Junior, să-l invit pe Ștefan Bănică Junior să facă 7 concerte la Timișoara și să militeze, susțin Timișoara pentru campania Cluj. Și după aceea se duce la Cluj, după aceea se duce și la Iași și la Craiova. La Craiova îi dă, cred că 14 concerte pentru că acolo se dorește cu adevărat să se facă un boom de infuziune de cultură. Deci primul lucru ar fi să caut toate valorile locale pe care le am. Doi la mână aș pune toate instituțiile de cultură să fie într-un cerc foarte bine închis. Adică toată lumea să știe ce se întâmplă de la teatru, teatru maghiar, teatru german, teatru român, să știm să nu ne suprapunem. Deci tot timpul să existe calendarul cultural. Nu vreau să merg în seara asta, nu știu la ce mă duc. Băi, se cântă Rachmaninov 2 la filarmonică. Bun. Wow, se joacă o piesă trăznet la teatru maghiar. E cu traducere, o înțeleg. Le iau pe Zoli, că îmi traduce la final. Băi, dar se joacă și la Teatru Național, Ana Karenina. Mamă, nu știu unde să mă duc în seara asta. Nu, hai să facem o strategie și să fie 4 zile, în fiecare săptămână să fie 4 zile pline, dar lumea să poată să meargă. Dacă vreau teatru, mă duc miercuri la teatru sau mă duc sâmbătă la teatru. Dar vineri mă duc la concert. Nu să fie suprapus ceva peste.
Știi de ce râdeam? Mi-am adus aminte, a fost aici președintele Comisiei de Cultură din Consiliul Județean, care omul extrem de sincer mi-a spus că el a încercat să se întâlnească, să discute cu cei de la primărie. Exact pe chestiunile să nu se suprapună festivalurile, tot ce organizează. Da. Și a zis, dom'le, e normal, exact ce spune și tu, să nu să alerge Timișoreanul de la un festival, de la un concert la altul. Și n-am primit niciun răspuns. Adică a primit o hârtie nesemnată și tot s-au suprapus lucrurile. De ce spui tu este de absolut bun simț. Problema majoră este că dacă stai și privești la rece lucrurile, îți dai seama că sunt destui oameni care gândesc că normal până la urmă, nu-i nimic extraordinar în a sta la o masă și a discuta, dacă vrei să ai un țel comun, o strategie simplă. Hai să împărțim lucrurile astfel încât Timișoreanul să beneficieze de tot ce e mai bun. Dar nu se întâmplă lucrurile astea. Care e soluția până la urmă? Lasă-mă să termin cu cele trei. Okay. A treia chestie care aș face-o, aș înființa un domeniu care să aparțină de primărie, pe un domeniu care îl vezi des întâlnit în primăriile internaționale ale orașelor mari, cum e de altfel și Timișoara, o zonă unde să se centralizeze toate proiectele concrete, bune, și zonă care oferă niște granturi. Tu vii cu un produs bun, ești la început de drum, nu ai capitalul necesar să poți să scoți un disc, nu ai sponsor, nu ai nimic, dar ai un material bun. Trebuie să fie o comisie care să poată să zică, domne, uite, ăsta e un produs care are o valoare ridic pe piață. Ridic două degete și întreb ca la școală. Nu vă spărați, cine să facă parte din acea comisie de evaluare? Hai să primarul, luăm... Primarul... Să căutăm oameni de specialitate. Luăm individul Zoli Varga... Nu pentru e bun, că lucrează la presa. Nu contează. Zoli, am prieteni romi, ca să nu le spun țigani, dar țigani. Și ei spun că sunt țigani. Eu mă duc la prietenii mei țigani în casă și sunt respectat ca om. Da. Am prieteni maghiari. Zoli face glume. Am în Germania un prieten care e cecen. Adică te uiți la el și vezi Kalashnikov. Avem și noi un gurnosul în redacție. Da, nu contează. Repet, ai niște idei foarte bune. Întrebarea mea esențială este 1. Cum facem pentru că acest lucru nu se întâmplă, deși uite, sunt tot mai multe voci care spun acest lucru. 2. Spuneai de granturi. Păi, scuză-mă, noi am făcut o... Îți dau din... Știi, tu cu ideile tale, eu îți dau informațiile și filtrează-le de la sursă. Noi am făcut o cerere anul trecut, a făcut colega mea de pe primărie, dacă nu mă înșel, o cerere, am început și noi, cum s-au dat banii la asociațiile de tinere. Cum s-au dat bani pentru proiecte, exact. Și am constatat că 80 sau 90% din bani s-au dus către asociații care aveau legătură, într-un fel sau altul, cu un domn. Întâmplător primar. Ieri au fost asociațiile de la Politehnică, de foști, de actual, de... Dar, cum să spun, crezi că în orașul ăsta numai asociații de genul ăsta? Adică, din păcate, cruda realitate românească e în felul următor. De obicei, banii se duc la cei care pupă în fund. Și prea puțin se duc spre cei care au, cum spuneai tu, sau aduc plus valoare. Aici e problema. Nu că nu ar fi bani. Eu o perioadă am stat în Elveția, am concertat acolo și am avut ocazia să întâlnesc profesori universitari de la Academia de Muzică din Berna. Și am întrebat, cum sunteți dumneavoastră profesor de pian aici? Aveți doctorat, aveți masterat, aveți un teanc de dosare? Zice, puștule, eu am fost selectat în urma calităților pe care le-am ca pianist concertist de scenă. Pentru know-how-ul care l-am vis-a-vis de pian. Nu scriu cărți, citesc doar ce-mi place. Cânt la pian, interpretez, bucur lumea, asta știu să fac. Dacă am face o comisie de genul ăsta, vreau să fie în comisia respectivă cei care au rezultate. Nu luăm unul că e nepotul lui Tanti Vasilica și Tanti Vasilica are nu știu ce întreprindere de... Și a dat bani ca bani. Nu. Dom'le, vrei să faci parte din comisie? Vreau să-ți văd CV-ul updata la zi. Vreau să văd ce ai făcut din punct de vedere cultural. Cine ești din punct de vedere cultural? Ok, bun, ți-ai făcut CV-ul. După aceea vreau să fac un sondaj de opinie în oraș. Aleatoriu. Dom'le, pe stradă, spune ceva în zona culturală Dragoș Boța? Sigur nu. Nu poți să faci parte din comisie. Nu, dar nici nu mi-aș dori, Doamne ferește. Luăm. Problema este că avem, scuză-mă că te rup, problema noastră în România este că avem tâmplari puși să se ocupe de mediu și așa mai departe. Adică
Asta e cruda realitate. Mă duc iar în zona biblică. Dă-i cezarului ce al cezarului. Da, da, cezarului românesc îi trebuie cheșul. Altceva trebuie interesează. Dă-i pianistului pianul. Înțelegi? Da, eu am înțeles. Tu ai nevoie de cuvinte. Degeaba mă apuc să-ți povestesc ce e în discul ăla. Îl asculți, o să-ți placă. O să poți să scrii pe tema lui. Eu te ajut, tu mă ajuți. Dar hai să ne organizăm. Fiecare cu ce știe și ce poate. Dar vreau să fie de performanță maximă. Adică poți să aduci la calibru de vârf ceea ce faci. Adică în momentul în care ți-ai pus o semnătură pe o decizie a noului departament cultural, prietene, ți-o asumi. Adică răspunzi de ea. La noi în România vorbesc doar în cunoștință de cauză, nefiind șofer, sunt unul dintre foarte puținii care nu au permis auto. Da, sunt pianistul cu bicicletă și cam atât. Fără televizor. Dar, și fără televizor. Acum da. Ajungem la televizor. Dar spre deosebire de legislația românească, eu fac școala de șofer cu tine, iau permisul și după aia calc pe trecerea de peton două mămici cu patru copii. Pe tine nu te întreabă nimeni cât e ceasul. E, uite, în Germania îl întreabă pe respectivul instructor. Dom'le, cum de dorel? E o chestiune de responsabilitate. Înțelegi? Hai să ne asumăm o responsabilitate. Eu în momentul în care urc pe scenă, îmi asum responsabilitate. Eu sunt dator față de voi, oamenii care ați venit la concertul meu. Pentru că vă v-ați luat din timpul vostru, care e cel mai prețios în ziua de astăzi. V-ați călcat cămașa, că nu-ți vine să vii la un concert, că zici, băi, poate vine o domnișoară frumoasă. Da. Felicitări! Noi astăzi suntem în timpul liber, nu suntem la concert. Da, da, da. Oameni cu posibilități, da. Da. Ți-ai luat din multul sau puținul financiar pe care l-ai, știi? Adică tu ești, ți-ai îndeplinit vis-a-vis de mine toate datoriile. Ei, cum pot să-mi permit eu și să vin să-i, păi îți cânt așa din amintiri. Ce o să zici? Nu mă respect. Nu, vreau să te respect. Eu cred, acum vreau să întrerup un pic pe Teo, eu cred că Teo vorbește foarte frumos și el face artă frumoasă și trăiește într-o lume a oamenilor frumoși. Și eu cred că toți ar trebui să trăim măcar din când în când în lumea oamenilor frumoși. Da, Zoli, dar cruda realitate... Hai să o lăsăm deoparte, măcar astăzi. Ideea e felul următor. Când crezi că ideile lui Teo Bile, foarte ok, vor ajunge să fie puse în aplicare? Crezi că prea curând o să avem parte de o bucurie de genul acesta? Sincer, cunoscând... Sperăm că da, nu știu. Astăzi sunt mai optimist decât da? Altă toate, dată. Toate lucrurile de avangardă știi că au prins greu. Greu. Nu, nu, la noi nu-s chestii... Nu, normalitatea e de avangardă în România. Tot ce ai spus tu e o chestiune de normalitate. Da. Deci, da, la noi normalitatea e o chestie de avangardă. E încă un vis frumos pe care o bună parte... reușim să-l construim. Și când spun o bună parte, nu vorbesc doar de mine, care mă implic în ceea ce se întâmplă pe plan local, național, internațional. E Zoli, sunt mărturie, oamenii, vorbesc din concertele mele, oamenii care vin la concertele mele. Uite, chiar se discuta la începutul emisiunii de problema, nu se plătesc bilete la un concert. Uite, nu mi-o lua, te rog, ca o laudă. Zoli e lângă mine și a fost prezent la concert, în primul rând, poate să-ți confirme. Evenimentul de la Filarmonica. Da. Sold out. Deci mai puteai să faci un concert? Pe bilete. Nu cred că mai puteam să fac încă un sold out. Dar ai făcut unul, dar e ok. Unul de bun. Unul de bun, 800 corect. De bilete vândute. Deci se poate. Se poate. Dar și fără fete în fustițe. Fără. Și... fără. Fără pampoane. Fără. Nu. Au fost niște bancuri, au fost și niște piese. Zine un banc ce l-ai zis. Apropo, hai. Da, să relaxăm. Să relaxăm, că suntem... Eram la... Colegii, îi rog pe colegii cameraman, de avem niște experiențe cu bancurile, să încerce să se abțină. L-a râs prea tare. La București eram la Institutul Cultural Român și am avut un recital la ei anul trecut. Și am primit un pian chinezesc pe care să concertez, foarte, foarte bun, acasă chiar am un pian chinezesc și toată lumea era, pentru că am povestit puțin despre instrument, era mirată la modul pozitiv cât de bine sună instrumentul. Și atunci le-am spus că e foarte adevărată vorba aia, că Dumnezeu a făcut lumea, restul a făcut chinezii. Da, și îmi spuneai înainte de emisiune... Că n-am televizor. Că n-ai televizor de cât? De 9 ani? De 9 ani. Și te-am întrebat și aș vrea să-mi dai răspunsul și acum,
De unde știi tu cine e președintele țării și cine-i... Că, apropo, discutam și de alegeri și ultimele minute vreau să ne întoarcem din lumea ta frumoasă în lumea noastră... Reală. Deci, de unde știi tu cine... Dacă n-ai televizor, radio ai? Asculți? Știri? Am radio pe internet, dar... Ok, deci clar nu ascult posturi de știri... Ocazional, când mai mergem la drum lung, dau drum în Europa FM sau ceva de genul ăsta și dacă mai intru o știre, mai ascult. Deci da. Știi cine e președintele țării și știi că sunt alegeri. Da, știu că... Și ai concert, am înțeles. Da, am un concert, da, da. Știu cine e președintele țării, pentru că știu că e destul de vechi ca președinte al țării. Dar nu știi cam de câți ani e. Păi, am înțeles că acum e perioada de 5 ani, nu? Și înainte a fost de 4? Nu, a fost tot de 5. Tot de 5. 5 cu 5, 10. Iartă-mă. Deci, uite, tocmai am aflat ceva. Da. Președintele care pleacă asta 10 ani. 10 ani. Bun, să fie de bine. Ne bucurăm pentru el. Te duci la vot? Da, mă duc la vot pentru că mi se pare că e un drept care l-am prin lege. Dacă nu aș avea dreptul să votez, m-aș ofusca la modul fantastic. Adică mi-ai lua dreptul meu. Așa că îl am, dacă încă îl am, să-l folosesc. Poate într-o zi nu o să-l mai am. Nu te întreb cu cine votezi. Nu te întreb. Și nu. Știi de ce? De ce? Nu știi, apropo nu de știi control se duce lumea. Și nu mă refer pe plan național. Nu mă refer pe plan național. Iau în calcul tot ceea ce se întâmplă în zona noastră. Te aștept la lucrurile? Nu știu dacă putem să fim chiar atât de naivi și să visăm că o să ne întâlnim cu Pantera Roz pe stradă. S-ar putea să ne întâlnim cu Pantera Roz, dar să aibă 3 calașnicoave și să fie roz din cauza ciurielii sau nu cu blan roz. Da. Ești un om care, așa cum spuneai, trăiești în lumea ta, în lumea muzicii tale, în lumea pianului, acolo departe de lumea dezlănțuită. Cum vezi tu acum, că tot se apropie 25 de ani de la Revoluție, România? Aveam 7 ani când a fost Revoluția și nu pot să-mi aduc aminte foarte, foarte multe. Ieri am fost până la Arad, pentru că voi avea în 20 decembrie un concert la Filarmonica din Arad și stăteam și mă uitam la Filarmonica. Filarmonica pe care o știu că am copilărit în ea, am crescut în ea, mi-aduc aminte, fugind mai departe spre București, sala radio nefinalizată. Și ieri îmi puneam întrebarea asta de 25 de ani, noi, cultural vorbind, am mai făcut un teatru din temelie, am mai ridicat o filarmonică, am mai făcut o operă, nu știu, n-am televizor, am doar internet, radio n-ascult. Dar din puținul cât îl știu, nu știu să mai fi făcut. Nu pot să zic că sunt mulțumit de ceea ce suntem astăzi. A cui e vina, până la urmă? A noastră. A noastră? A noastră, a națiunii. De ce? Pentru că suntem indolenți. Știi vorba aia, las că e bine și așa. De ce să mă chinui? Nu face astăzi ce poți face mâine, lasă pe mâine, poate se rezolvă de la sine. E, știi? Doar indolență? Da. E doar indolență și spun doar indolență pentru că în toate drumurile mele internaționale cunosc, întâlnesc, reîntâlnesc români de un nivel genial. Genial. Deci sunt într-o relație de prietenie cu unul din gemenii care au făcut nou proiect Apple. Și sunt sub vârsta mea, au 30 de ani. Deci toată clădirea nouă de la Copernicus sau cum se numește, ei au construit-o timp de 5 ani, de la 25 de ani până la 30 de ani. Au făcut proiectul ăla. Oameni de genul acesta, crezi că ar avea vreo șansă în România, la modul serios, acum? Se aduce acum în România, crezi că au vreo șansă? Dacă ar veni acum în România să li se dea un termen de 5 ani, dar să li se dea un termen de 5 ani astfel încât nimeni să nu intre în biroul lor și să fie lăsat să-și facă treaba. Pentru că au demonstrat, internațional vorbind, la calibru gigant, au rescris istoria lumii la calibru gigant, să-i lase să-și facă treaba. Eu cred că s-ar putea face lucruri mari. Deci România anilor 2020, România anilor în care vor
exista deja copiii mei, ar putea să fie alta. Dacă celor cu rezultate, asta e cuvântul, dacă celor cu rezultate li s-ar da liber să pună în aplicare tot ceea ce știu. Avem invenții de calibru internațional gigant, de la insulină, de la penicilină, de la scaunul ejectabil. Bun, lăsând la o parte varianta că o parte din ele nu sunt patentate de ai noștri, că le-au furat alții. Asta e, ce să faci? Se mai întâmplă. Avionul, l-am inventat noi, reacția. Deci, pe bune, dacă nu exista poporul român în secolul 20, câteva chestii s-ar putea să fi întârziat. Se găsea un oricare altul să inventeze povestea. Dar avem, ca națiune, suntem o națiune grozavă. Am o cunoștință care lucrează la NASA în America. E o cunoștință, un prieten vechi al tatălui meu. Și în vârstă, omul, cred că deja e pensionat. Zicea că la NASA sunt mulți români înainte de 89. În centrul Apple și în Silicon Valley, a doua limbă care se vorbește e română. Nu-i spaniolă, nu-i franceză, nu-i germană, nu-i italiană. A doua limbă oficială în Silicon Valley e română. Și îți spun pentru că am fost. Deci nu e o poveste care mi-a zis-o cineva în Silicon Valley, s-au adunat toți românii, zici că s-au burdat carul cu boi acolo. Nu! Și chiar, dar ce facem cu respectivii? Hai să-i ținem acasă. Sau să-i aducem acasă. E greu, să-i Dragoș, aduci. E greu să-l mai aduci. Dar cum să... E greu să-l mai aduci, pentru că unui medic care, în momentul în care și-a terminat rezidențiatul, îi oferi un salariu de nici nu știu cât, poate are 20 de milioane. Nu, poftim. N-are, bun. Nu, nici 500 de euro. Nici, deci 300-400 de euro. 300-400 de euro și în momentul în care se duce afară, primește un 2000. Poți să-i dai 2000? Uite, eu cred că dacă i-ai dat 1500 și spune, hai pe 1500 acasă, hai pe 1000 întreagă. Hai zice, băi, vin. Teo, dar întrebarea mea este, și ce face? Că nația asta, exact cum spuneai tu, nu că e numai indolentă, parcă nu se mai trezește. E aceasta, acum mai sunt niște semne de atât de vagi, atât de slabe, care, știi, ca și omul care e în comă și mai mișcă mâna, da. Până nu se resetează, cum îmi place să spun mai nou, toate lucrurile, care ar putea fi, și tot întreb invitații care vin la emisiune, care ar putea să fie acest moment de reset al nației, al poporului, al modului de a nu gândi și de a că, face nu lucruri? Nu consider că o revoltă ar fi bună. Sunt total, total împotrivă. Nu încă o revoluție. Nu, n-avem nevoie. Dar mă duc la prietenii mei, minoritatea maghiară, și l-am pe Zole aici, și am înțeles că zilele trecute, săptămânile trecute, cred că luna trecută, a fost o propunere de lege în Ungaria să se impoziteze internetul. Da. Din ce am citit pe internet, au ieșit oamenii în stradă. Da, 100.000 de oameni la Budapest. Prima, deci la primul fluierat. Și în momentul în care, vezi că ți ies în stradă, pașnici. Da. Dom'le, suntem aici, existăm. Contribuim la starea națiunii. Du-te în Germania și scumpește benzina de 4 ori pe an, neamțul știi ce o să zică? Păi, Dragoș, mâine nu cumpărăm benzină și dacă 84 de milioane de nemți nu cumpără mâine benzină, Germania poimine în colaps. Faptul că noi nu suntem uniți. Dacă eu îți spun ție, hai să facem mâine o chestie. Băi, gata, o facem. De la mine să și fi cu tine pe stradă. Doamne sau ajută. Doamne locui. Ajută. Dar sunt alții care, da, facem, bun, milităm, drem, dregem. Pe Facebook. Bun, da. Ok, da. Prietene, Facebook-ul e o glumă. Facebook-ul nu e o realitate. Viața reală nu e într-un aparat GSM, într-un smartphone. Viața reală e aia pe care o vezi. Dar Facebook-ul te ajută la promovare. Te ajută foarte mult, te ajută foarte mult. Deci nu e o glumă. Nu. E o glumă a vieții social, reale. Da. Corect. Noi trăim, mi-aduc aminte din anii trecuți, eram în Piața Unirii cu băieții la o cafea și fiind vară, normal că priveliștea unde? Că ai pierdut toată biserica, ai pierdut Palatul Baroc, ai pierdut toate clădirile care erau în renovare, treceau domnișoarele alea frumoase, dar toți erau pe net. Și eu am fost singurul care aveam ce să caut la momentul ăla și le-am văzut și le-am zis, bă, uitați-vă! După 3 minute, unde? A, s-a dus, stați liniștiți. Bun, Teo, a fost
o plăcere să te ascult. De-aia nici și nu te-am întrerupt, au trecut cele 50 de minute. Îți mulțumesc și îți lansez ca și lui Ovidiu Șandor o invitație de a reveni la Presa Alert Live. Cu mare drag. Și nu-ți doresc decât să-ți duci mai departe visul. Cât despre declarația ta de patriotism făcută mai înainte, cred că ar trebui decupată. Și cred că asta o să facem la un moment dat din emisiuni. Voi decupa bucăți, vorbe ale invitaților, le voi împacheta într-un CD și cadou le voi da politicienilor, știi, acasă, da, de Crăciun, de Anul Nou, să se uite. Nu mult, că obosesc. 5 minute. Dar 5 minute de mesaje de la oameni care văd lucrurile absolut normal. Cum spun despre muzică, spun în felul următor, că muzica e un leac de suflet. Când vorbesc despre țara mea, îți spun că țara mea e și a ta. Cu siguranță. Zoli, Teo, vă mulțumesc. Noi îți mulțumim. Sper că ne mai revedem. Doamnelor și domnilor, nu pot să închei această emisiune fără a reciti spusele lui Teo Milea. Normalitatea la noi este o chestiune de avangardă. Trist, dar adevărat. Sunt Dragoș Boța și până săptămâna viitoare vă spun ca de obicei să nu uitați, câinele de pază al democrației nu latră sfâșie. O seară nebănuită.